Într-una din nopți, acum două luni, cinci case aproape una lângă cealaltă. Cazane, drujbe, motocultoare, pompe bulgărești, adică pompe de stropit, de cupru, deci tot ce a fost, aparate de sudură, ce s-au mai luat? Motocoase. Cum intră? Pe unde intră? Prin spatele curților, care noi zicem că avem camere de luat vederi. Camerele de luat vederi sunt la intrarea în comună și nu dovedesc nimic, pentru că au fost văzute pe camera de luat vederi și nu s-a făcut nimic de poliție. Ne este teamă a mai sta în casă. Deci ne este teamă a mai sta în casă, pur și simplu. Sunt cetățean din această comună, dar locuiesc în satul Poiana. Înainte de Crăciun, de anul nou, mi s-a furat drujbe, aparate de sudură, bormașini, în valoare de 5-6 mii de lei. Și prin infracție până spate. Când i-au depistat aici, așa, când au fost, au spart 5-6 case, când i-au depistat puțin mai încolo, s-au mutat de aici în capul celălalt al satului, însă și că au plecat în... că le-au fost frică. Și au mai furat în continuare. Camere există și aici și pe Măgurele, am înțeles că au mai spart și au depistat după Măgurele cine sunt și încă nu i-au reținut. Nu știu, nu s-au luat mă. Deci au venit, eu am simțit câinele călătra dărupea și am ieșit, n-am aprins lumina și m-am uitat pe geamul de despre grădină și erau trei inși mari, bărbați mari. Căutau ceva, cagule pe aveau față. Cagule. Da, că nu s-a văzut nimica, ca animale așa i-am văzut, erau grași, erau, o să spun că erau îmbrăcați în geci curte, așa, câte trei. Și ce ați făcut? Am dat telefon la vecina imediat și a ieșit imediat bărbatul și cu fiso și a început să strige hoții, hoții, pe urmă a venit la mine, cât face de aici până aici la mine. A luat-o la rând, casele la rând. A luat casele la rând, s-a dus la lepișărache, i-a furat motocultorul, s-a dus la, la un băiat, i-a spart becul. În aceeași noapte. La alt băiat i-a furat tot așa motocultorul sau drujba, cazanul, găini. 10 găini. De acolo s-a dus la verișoara mea în partea aia și i-a luat cazanul, două căldări. Vă e frică? Păi mi-e frică, mă gândiți că eu nu pot să mai dorm, mă trezesc în 5 minute. N-am pe nimeni, o am pe mama mea. Vă temeți să nu intre cumva peste dumneavoastră în casă? Păi asta mi-a fost frică, că puteam să sun la poliție, dar până venea poliția mi-era frică că n-avea ce să-mi ia, că n-aveam decât o roavă acolo și găinile putea să mi le ia. Dar mă gândeam că intră în casă peste mine și mă omoară și pe mine și pe mama. Mult nu ne trebuia nouă, să ne dea una și gata, ne termina. Suntem speriați că suntem numai bătrâni. Mai suntem noi doi moși aici, unul la cap colo, un moș singur aici. Mai e tocmai la cap doi. Așa, uite, pe vecina i-a luat motocultorul, i-a luat tot lufisul de acele. Stai cu frică, mamă, toată noaptea arată câini, nu dormim. Așa ceva se poate? Da, mamă, mi-a luat motocultorul, mi-a luat pompa de scăpizăr, vie, mi-a luat căldare, mi-a luat multă, mamă. Vine peste noi în casă, mamă. E atelierul auto. Pe soția, drept înainte, la o femeie singură, ar fi luat și ei ceva. Cam câte case sunt în situația asta aici, în Ciuperceni? Aproape, adică sparte, cum te zice? Da, da. Păi, 90-95%. 95% primele furturi au fost mai frecvente în ultimele luni, spuneau oamenii. Da, da, da. S-au da, întețit. Da. Făcea 3, 4, 5 case și apucat să ia, cum se umple mașina... Plecau și făceau o pauză, o săptămână, două, iar acționa, dar culmea, nu pe linie, pe cealaltă linie, ca să-i ducă în eroare, să o posibă. E frică. Păi ne-e frică, două fete și un băiat. Nu, pardon, doi băieți și o fată a fost. Dar du-te după ei, nu te omoară, stă cu cuțitul acolo și te omoară în drum.
Dacă i-am zis-o băiatului, mă să nu cumva să-i faceți ceva, că după aia vă bagă pe voi. Nu-ți faci tu dreptate singur. Să ne spuneți dumneavoastră ce ați pățit, ce se întâmplă aici. Am găsit ușile sparte, ușile tăiate din grădină încoace, peste tot la plădirea aia ce a fost acolo, așa. Luat cazan, căldării, ce a fost la aramă, tot. Lacăte sparte, tăiate cu farfeca, așa, până în grădină. Se află în lucru un număr de 15 dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de furt de către autori necunoscuți, în cadrul cărora au calitatea de persoane vătămate un număr de 29 de persoane, dosare care au fost înregistrate în perioada decembrie 2020-ianuarie 2022. Deci, potrivit datelor furnizate de către șeful Poliției Municipiului Turnu Măgurele, activitățile desfășurate sunt cele de cercetare penală sub supravegherea procurorului de caz, ridicarea de înregistrări de pe camerele de supraveghere existente pe raza localității, în special la persoanele fizice în apropierea locurilor unde au fost săvârșite infracțiunile respective, precum și de cercetare la fața locului, ocazie cu care au fost ridicate mai multe mijloace de probă, constând în fragmente textile și urme. Și potrivit activităților desfășurate informativ-operative, la nivelul zonei de responsabilitate a Poliției Municipiului Turnu Măgurele, unde intră și localitatea Ciuperceni, există un cer de suspecți care poliția îl are în supraveghere. Vă putem spune că suspecții săvârșirii infracțiunilor respective nu sunt de pe raza localității Ciuperceni.